Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la aeroport. Astăzi suntem la securitate și trebuie să avem foarte mare grijă deoarece Amanda Adventure vrea să intre în România, să vină în țară și noi nu trebuie să o lăsăm. Ea poate să fie deghizată în altcineva, deci dacă vedeți pe cineva care seamănă cu Amanda, să scrieți în comentarii. La minutul ăla am văzut-o pe Amanda și nu uitați să rupeți butonul de cocolai pentru mai multe videouri de acest gen. Sincer să fiu, e posibil, adică Amanda până la urmă era așa o fetiță, poate să fie 100% șansă, dar am aflat la poveste că oița acela, Uli, de fapt era ceva, un băiețel, era fratele ei, deci nebunie totală, o să fiu atent dacă vine și oiță. Adică, toată e suspectă, haideți să începem să jucăm. Ia uite-te. Mamă, stai, că trebuie să fiu foarte atent. Ce mi se pare suspect aici este că uitați-vă la dintele lui. În partea dreaptă lipsește unul și în poze lipsește în partea stângă. Da, bună, numele meu este Harry Cox și sunt din Portugalia și îmi plac explozibile. Bă, nu știu, suspect, nu las. Asta, fața. Gata, era suspect băiatul că îi plăcea explozibilul. Credeți că asta este Amanda Adventure? Adică gândiți-vă dacă are peruca diferită, ar fi posibil. Uite bă că îmi dă și bani, ar putea să fie ea. Îi dau no thanks că e groasă treaba, nu pot să o las. Numele meu este... Eu sunt Xocop și sunt de pe Marte. Dar aici zice că Isabella Miller din Marea Britanie. Partea ciudată este că ea practic... Practic ar putea să-și memoreze numele, adică nu pot să înțeleg. Îmi explicați și mie. Astea, Isabella și Britan. Nicely done. Și ce altceva sunt? Arestează-o, fraților, arestați-o. Mamă. Ia să vedem ce urmează. Numele meu este Paige Turner și am 39 de ani. Dar uitați-vă că nici măcar numele și nici măcar poza nu se potrivește. Mamă, poate fi oricare dintre ele Amanda. Mamă, ce nebunie. Uite, bă, că nu se potrivește asta și nici fățuca ta nu se potrivește, mă, tanti. Faza e că pe ăștia pe care arestăm, după aceea vedem ce au în geantă, ce au la ei. Numele este Michael Daly și am 24 de ani. Bă, în poză seamănă, dar... ai alt nume aici. Cum, bă, să nu-ți memorezi numele tău? E numele tău, frate. E numele tău. Cum, bă, să nu știi numele tău? Va trebui să schimbăm asta, că e prea roz. Să cumpărăm altă... Dar cred că putem să o schimbăm fără să o cumpărăm. Ia să vedem. De unde cred că te dau la upgrade? Nu aici. Aici la... nu pot să dau, e prea... trebuie să fiu mai acolo. La desk, da, la desk. Ce aici, la plus? Pot să mi le schimb sau... am cumpărat-o, ce să fac? Am cumpărat-o fără să vreau. Le pot folosi pe ăsta pe care l-am avut înainte. Dar, pot să mi le asta de la reclamă. Mai pe asta, că e mai așa, mai de viitor. Așa. Cam atât cu upgrade-ul mental. Hai să vedem ce ai în valiză. Ce ai în valiza asta, roz? Mamă, cât ai. Ce asta? Hârtie igienică. Două mingiuțe. Hârtie igienică, șapcă. Uite bă, Kalashnikov-ul. N-ai voie Kalashnikov. Mai ai una? Asta. Uite bă, pistolul. Dar așa îl pui peste tot. Mamă, dar ordonat ești, frate. N-am văzut în viața mea persoană mai dezordonată. N-ai voie cu ele. Practic, poate ai voie în bagajul de cală, dar trebuie să spui cu autorizație. Cine știe, habar n-am. Nu știu. Să interoghez pe asta. Pe pașaportul tău spune că ești din Anglia și că ești, nu ești marțiancă. Zice asta, nu, sunt de fapt pe Marte. Poate asta să fie Amanda, poate Amanda e din spațiu, nu știu. Deci pașaportul este fals. Bine, zicem așa, minți, trebuie să recunoști. Nu. Lasă-mă în pace, omule, eu sunt marțiancă. S-o lasă să plece? O lasă să plece că e nebună, numai e nebună, n-ai ce să faci cu ea, lasă-o în pace să plece. De ce o arestez, că e nebună? Uite-l și pe ăsta. Ia să vedem. Ce ai? Bă, ce-s chestiile alea? Ce-ai mă, frate, pe tine? Sper că nu-s dinamit. Ai de mine. Două de dinamită. Unde s-ascunde următoarea? Două de dinamită? Cum le-ai băga, mă? Păi n-ai voie. Uite, mă, că tot transpiră. N-ai voie cu dinamită. Cum ești să mă cu dinamită? Tu ce ai? Ia să vedem.
Pa down? Nu pare să aibă nimic. O las așa să treacă. Nu, era bine. Tu, nenea? Ce ai tu acolo? Ia să vedem. Are ceva aici, dar nu cred că e problematic, dar hai să vedem. Aici, la picior, unde era? Ce? Apara foto. Cred că ai voie cu el. Camera, ai voie cu ea, dar puteai să ții în buzunar. Nu, sau în mână. Cred că era în buzunar. Puteai să ții în mână ca să nu mă sperii și eu. Tu, domnișoară? Ce e aia de acolo? Ia să vedem. Trebuie să-i... să văd ce au ăștia ascunși. Ce e chestia aia? Băi, sleep mask, mască de dormit. Și acolo ții? Na, bun. Bun, mă, haide. Să vedem ce urmează. Hai, mă, ne surcăm foarte bine. Încă n-am găsit-o pe Amanda, dar, e orice posibil. Costum de polițist. Poate luăm mai târziu. Să vedem ce urmează. La bagaje. Aici ar ascund ăștia. N-am voie cu lichide, restul am voie cu toate cele. Deci, practic, am voie cu orice, dar fără lichide. Nu pare lichid aici. Lichid, cred că e sticlă cu ceva. Hai că am dat-o bine. Nu pare lichid, dar nici nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama. Am văzut o sticlă de parfum și alte sticluțe. N-ai voie cu lichide. Dar practic n-ar trebui să arestezi oamenii. Uite cât se aruncă pe aia, doamne. Ar trebui să-i zici, bă, n-ai voie, aruncă lichidele. Știi? Gen, dacă vrei să mergi în avion, trebuie fără lichide. Dacă nu, te întorci înapoi acasă. Așa trebuie să sar pe om, așa. Zăpăcești omul. Am dat 750? Opa, mai dăm un upgrade. Ai, ce șmechile, să dăm un upgrade. Ne-au fi scheletul. Hai să dăm un upgrade? Dar la ce să dăm upgrade? Scannerul? Cum arăta scannerul nou? E bun ăsta pe care l-avem. Tapet? Pot să cumpăr tapet? Sincer să fiu... îl cumpăr pe ăsta. Că aș vrea un tapet, era decorația cam așa. Și bordul ăsta de aici, prea roz. O să-l cumpăr pe ăsta, deși e foarte ciudat. O să-l cumpăr pe ăsta așa momentan. Oricum o să ne uităm la reclame și o să le avem pe toate. Și desk-ul nu mai pot, wallpaper-ul, bordul, scannerul. Dar nu mai avem bănuți de scanner. Oricum, cred că astea cele mai simple, cele mai faine. Bun, hai să dăm back, să continuăm. Să dăm de aici. Ia să vedem ce urmează. Numele este Lucas, am 25 de ani și sunt din Arabia Saudită. Lucas, Arabia Saudită, 25 de ani. Dar nu se potrivește poza, dar ce s-a întâmplat? Ai făcut poza când erai bătrân și te-ai întors? Mi-i spui și mie, ăsta e bunicul? Cum bă să mergi la... cu altă poză? Doamne, ferește-mă și păzește-mă. Ia uite și tu. Te-am arestat, gata. Mă, dar se aruncă pe el. Se aruncă, fraților. Numele meu este Harpy Gray și am 46 de ani. Bă, mai bine tăceai cu anii, că aici pe pașaport zice că ai 29. Și mai bine tăceai, că ce femeie zice că are mai mulți ani decât are? Pe când n-are niciun zi. Ia uite bă cum sar pe ea. Au tehnică. Câte trei, să nu te mai miști după. Numai trei ați venit pe aici. Încă n-am pus-o pe Amanda, dar o vedem noi. Ia să vedem ce urmează. Sincer să fiu, jocul ăsta e foarte... e că e după realitate. Ia să vedem ce găsim pe aici. Ce e asta, mă? Ce pușcanul ăsta? Și ăsta ce e? Altă mitralieră. Doamne, dar toată lumea are fidget spinner. Bă, ce popular era fidget spinner înainte, pe cuvântul. Toată lumea a spinger... Kendama și fidget spinner la un moment dat. Nu mai avisa oamenii. Cine avea Kendama era... Și acum nu mai... Asta ar fi fain să luăm la un moment dat. Costumul. Chiar de unde schimb costumele? Ce să mă uit? Ziua 8-a sunt. Nu știu de unde schimb costumele. Abar n-am. Trebuie să fiu atent. Hai să vedem ce ascunde oamenii. Uite, asta de-aia poți să o dai mai mare. Ia uite, bă. M-a capturat-o. Asta e aia care te scuze cu reclamă. Și vezi cum o să fugă. O fugit. Să dăm așa puțin mai mare. Uite ce fain. Ca să vedem ce ascunde. Ăla pare să fie pistol cu apă, dar am să-l verific. Face că pot să dau asta așa mare. Așa din pistolul cu apă. Ca să afla aici jos. Dar e pistol cu apă. Practic, de ce riști și vii cu pistol cu apă? Că poate să înțelege că ai pistol, sară ăștia pe tine după. Am arestat-o din greșeală. Te-am arestat, scuze. N-ai venit cu pistol cu apă. Două, trei perechi de ochelari. E bine. Ce-l ăsta, veveriță?
Hai să vă veverița. Dar oricum n-ai nevoie cu animale exotice, nu? Sau ai voie? Poți să-ți așa în buzunar? Nu ai voie cu veverița. Nu ai voie cu veverița în avion. Și stătea cu minte, nicio grijă. Drăgălașă. Ce urmează? Și aia cu câinele e faină când te plimbi prin avion să găsești cu câinele. Ai faină, faină. Ia să vedem. Haide. Asta vreau. Să găsesc contrabanda. Ok, nu aici. Ăsta zici că o să îmbrăca ca un deținut. Dar nu e el. Așa. Opa, opa, opa. Pe aici, pe undeva ne apropiem. Asta e. Gata. Ce ascuns, fată? Să vedem ce ascunde. O pisicuță. Ci că lasă-mă și cu pisicuța, deoarece este emoțional pentru mine. Bă, eu te-aș lăsa, dar... Mi se pare că poți să mergi cu animăluțul în avion, dar trebuie într-o cutie specială. Dar nu știu ce să zic, să o lăsăm. Mi se nu moară pisica, hai că o las. Dar sper să nu pățească ceva pisica pe acolo în valiză. Hai, gata. Doamne. Hai să schimbăm doar așa să vedem de amuzament. Cum arăta scannerul ăla fain. Că avem acolo un scanner, dacă ați văzut și voi. Upgrade. Și mai aici un scanner, pur și simplu un butoi. Așa, butoi al timpului. Stai, poți să le schimbi pe toate cu butoiul timpului. La decor. Pot schimba asta. Mamă, ce faină. La desk. Ăla trebuie să mă uit cu reclamă. Bun, am înțeles. Ca să nu faci... Am înțeles, ca să nu faci set. Bun, hai să vorbim cu Ninja Lau. Sunt Benjamin. Am 46 de ani și Costa Rica. Bravo, mă, tu ești cinstit. Ăsta cine e? Conducătorul, pilotul? Asta îmi dă bani. Nu mă, tataie, lasă-mă în pace, dă-mi buletinul adevărat. Numele este Dan Rufus și am 37 de ani. Bă, în primul rând zici că ești din Statele Unite și aici scrie Grecia și în primul rând arată mai încolo decât 37 de ani, numai dacă ai visat stres toată noaptea. Numele adevărat, hai să-l arestăm, eu știu cum sare pe bătrânel, vai de mine. Ok? Sunt Kilbury și am 55 de ani din Nigeria. Ce? Practic e corect, dar nu ești cam... Pentru 55 de ani, nu ești cam... arăți cam bine? Bine, mă, hai! Ia uite-l pe ăsta, pare suspect, hai mă, ăsta-i Amanda, stai să vezi. Pașaportul. V-am zis că nu-i altul. Sincer să fiu... Nu seamănă cu el, nu seamănă nici la față. Dar în rest nu spune nimica despre nume și ce e suspicios e fața. Nu seamănă cu tine, omule, nu seamănă cu tine. Ia uite-te. Plios. Mamă, ce-a făcut-o. Gata. L-am rezolvat. Așa, new outfit, perfect. Ia să vedem ce urmează. Băi, tare asta cu nou scanner. Vreau să văd ce e acolo sus, deși cred că e o ciocolată sau ceva. Nu cred că e ceva scump. Ia să vedem. Ciocolată, v-am zis. Ai voie cu ea? Ai voie. Că uneori nu te lasă cu mâncare. Ai venit tu, bă, ăsta agent. Apare să aibă manetă de joc. Și ceva acolo, dai să verificăm. Ok, cremă de soare și manetă. Băi, bine să dai cremă de soare, deoarece ai chelia goală și te arde în cap. Te lasă în pace, deși poți să-i arestezi așa fără motiv, dar mai bine lăsăm să treacă. Uite, bă, Nijelău. Asta a fost... Da, m-am zis. No. Ăsta are la el, că Nijelău. Dar n-ai voie. Și chiloții am luat. Haide. Ce am luat acolo? Cuțit, sabie, ce e aia? N-ai voie cu astea, așa că să te arestezi. Deși el era cinstit, dar na, fiind ninja, trebuie să umble cu astea, n-ai ce să faci. Cine urmează? O las pe asta direct să meargă, că văd că are numai un plucte ceva pe acolo. Așa, ce urmează? Perfect, super, super tare. New outfit, ăsta e clown, da, e clown. Da, dacă nu te uiți la reclamă, nu ai altă modalitate să iei outfiturile, deci cam asta este. Ce nu mă lasă aici ziua nouă, fără animale? Iar țin ăștia animale, dar nu poți să ții animalul într-o din asta, că... Gândiți-vă că dacă ții animăluțul în asta, se sufocă. Dacă ați văzut vreodată cu avionul, te bruxuți stoasă, n-ai voie. Dacă ați văzut vreodată cu avionul, vedeți că animăluțul ăla mergi 2-3 ore pe avion, stai 2-3 ore la check-in, durează, stă multe ore animăluțul ăla și nu știu dacă mai prins în viață.
Aici poți să mergi. Să vedem ce urmează. Pare bine. Pare bine. Deși poți să arestezi fără așa, fără motiv. Faza este că sunt reguli diferite. Nu sunt reguli din astea fără lichide, fără animale, fără mâncare. Ți le dă pe rând. Așa. Așa, ziua nouă. Oh, interviu. Ce că întreabă ninja de ce sunt aici. Păi a avut o stea de ninja ascuțită și un pumnal. Da? Ce? Cum răspunzi? Da, asta îmi trebuie foarte mult pentru că sunt ninja și le folosesc. Dar sunt ilegale, nu poți să le ai. Ci că nu poți să faci asta. Sunt centura neagră. Păi bine, hai să nu lăsăm, adică hai să lăsăm face că ne bate la centura neagră, gata, ai pleacă de aici, centura neagră. N-ai vrea să mergi cu merge. N-ai vrea să mergi cu avionul, dar în același timp nici nu te arestez, că până la urmă poate n-ai știut, știi, ești. Na. Poate intențiile le are bune, n-avem de ce să facem. Așa, clovnul ăsta nu mai are nimeni serios, clovnul. Ca să mai să rostesc și eu. Aici costum cum trebuie. Cam asta este joculețul. Dacă vreți să mai faci joculețe de acest gen, nu uita să rupeți butonul de cocolike și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și scrieți în comentariu dacă ați văzut-o pe Amanda sau dacă se mâna cu cineva.